Bună ziua din noi, acum trecem la a doua familie. Această familie a fost făcută prin mutare simplă înainte la cea care v-am prezentat în filmul anterior. Și aici o să o pregătesc pentru exact același lucru, pentru a îi da sirop. O să-i dăm sirop fără nicio problemă. Să vedem cum arată ea. Am pus aceste podișoare fiindcă le-am dat tratamentul oxalic. S-au lipit un pic. Iată unde a fost oxalicul, probabil nu se vede. Dar să văd în ce fel a evoluat familia, fiindcă chiar are o diafragmă de cam dată. Și o scoate acea diafragmă și o să-i dau ramă la crescut. Ea a mai primit rame la crescut, nu știu în ce stadiu este. O să scoatem această diafragmă și dăm o foiță, fiindcă dacă va primi sirop, vă dați seama că va trebui să umple ramele propuse cu sirop și atunci are nevoie de spațiu. Iată diafragma. Dăm deoparte, nu o să mai avem nevoie de ea. Nu facem o scurtă verificare, nu este mare lucru. Să văd care este situația cu puietul, fiindcă va fi donator de puiet. Va face și rame cu miere pentru iarnă. Va crește și rame, deci o să aibă de lucru din destul. Acum să vedem cât sirop va fi în stare să prelucreze. Această familie are coroane, dar asta prea puțin contează pentru mine acum, fiindcă mă interesează puietul căpăcit, fiindcă el va fi donator de puiet pentru ce va urma. Scopul meu este să iernesc cu măci tinere, cu familii puternice. Deci, lucrările care le fac acum, toate tind spre acest lucru. Măcii se împerechează chiar în momentele acestea. Iată ce de puiet căpăcită are această familie. E foarte bun. Cam pe miercuri va trebui să doneze o ramă sau două și dând și sirop,
Ramele acestea care sunt mai închise la culoare vor fi umplute și căpăcite. Și ramele, foițele care le dau, vor fi construite și oate, donate la familia nouă, care vă voi arăta cum voi proceda cu ea. Foarte mult puietare și polen. Mocii după boci, dacă a pornit în friguri, în mod normal, nu trebuie să pornească. În mod normal, da. Dar binuță nu e. Aici are o botcă cu un pic de lăptișor. Deocamdată am găsit una. Deci ar tinde spre roire. Acest lucru în momentul respectiv nu mă deranjează, fiindcă lucrarea care o să o fac, sper să o scoată din acest lucru. În momentul în care nu au cules, familiile puternice, cam asta fac, n-au de lucru și vor porni spre roire. Dacă am nevoie de boci, atunci le las, cu riscul de a troi. Uite ce frumos o matca. Da, am mai găsit o botcă în pornire. Da. Vedem ce și cum. În mod normal nu s-ar da foaie acum, dar o să-i dau și foaie. Nu este așa puternică familia ca cea precedentă, da? Ea totuși face boci. Știind acest lucru, o să mai verificăm între timp. Acum să vedem foaia care au construit, dacă e oată. Această foaie este oată. Dar încă celulele nu sunt chiar construite. Dar asta nu este o problemă foarte mare. Cum am spus, vine siropel. Vine siropelul și atunci se va rezolva în mare parte. Nu este o matcă, deci cu toate că o foarte bine această matcă. Va fi schimbată cu una tânără. Foarte mult albină tânără. Datorită întreruperii culesului avem această
surpriza de a construi multe boci. Aici sunt și mai multe. Unele sunt avansate cu lăptișor. Și iată, pe această ramă sunt foarte multe boci. Vom vedea ce se întâmplă într-o săptămână, aș să zic, sau câteva zile. M-ar tenta să o iau cu mătcuță de aici, să o mut în altă parte. Dar vom vedea ce se întâmplă după ce încep stimularea cu sirop și luarea puietului căpăcii. Azi este joi. Iată a doua foaie care a fost dată la construit. Îi mai dăm una și vom vedea ce se întâmplă. Asta o să o mut spre mijloc. Așteptăm mărcile împerecheate ca să luăm puietul de la aceste familii și să le dăm foiță. Aceasta este tehnica, dar cu câteva zile această familie a fentat lucrarea care vreau să o fac, făcând boci. Da? Vom vedea ce voi reuși. Bun, cam atâta această familie. Vom da sirop și vedem cum se va dezvolta ea. Până data viitoare, numai bine!